Cântecel de 23 august, de Marius Ianuș. Se dedică tovarășului Daniel Cristianache de ziua conștiinței lui. Nu mai linge papucii, lasă mă noful meu, mi-e lăsat toți mucii pe bombeu. Numai Daniel Cristianache s-ar mai înjoți atât de rău dacă, pe neașteptate, i-ar în cale un evreu. M-am săturat de bale. Înțelegi odată, băi, cățel. Sunt soldat. Am zale de oțel. Nu mă mai bi. Zorne înainte, din conservele tale, ruginii. Și fi cu minte. Ce tot vrei de la mine? Ce să-ți mai dau? Nu ți-e rușine, băi, hau, hau. Și tu, țară de sânge, nu mă mai bi. Zorne înainte, din monedele tale, argintii, o să vină o zi când o să mă scoți de la naftalină și o să mă iubești cu o dragoste de plină. Eu cunosc exact valoarea mea literară. Nu vreau niciun pact pentru nicio scofală. Voi credeți că de voi depinde posteritatea mea? Atâta prostie mai poate cuprinde această stea premiul, revistei cuvântul. Nu mi l-ați dat voi, bișnițari literari. Mi l-a dat capitanul, pentru că aveam să scriu despre legionari. Credeți că degeaba a fost decernat în sala tinerimea română? Nu mi l-ați dat voi, securiști de rahat. Acolo are sediul Mișcarea Legionară. E un sediu etern, nelumesc, de dincolo de toate, în biserica aia, în stil brâncovenesc din spate. Acolo ori fost prohodiți Moța și Marin. Acolo ori jurat legionarii să moară dacă nu scapă țara de chin. Garda de fier o plătit cu sânge locul ei în sufletul românesc. E o jertfă care poate învinge orice lobby jidenesc. Și eu voi rămâne în inima poporului meu și o să ne vedem și în fața lui Dumnezeu.